E destul de haos, pentru că mai avem și alte pregătiri pe margine. Pregătim și cu civilă, și. Și când a fost următoarea dată când ai mai ajuns acolo? Următoarea zi. Serios? Da. De atunci, în fiecare zi. C când ai simțit că ești pe punctul de a ți și din pe și că vezi că acel individ nu se oprește? Recent. Nu știu. Serios? Acum da. vreo două, trei săptămâni ceva de genul. Două, trei spun eu, da, e. Într-adevăr, eu sunt. A avut o colaborare cu cineva? Mi s-a părut foarte mișto ce mi-a zis el după ce m-a cerut, că a vorbit cu mama și i-a cerut acordul, gen să o facă. Acum înțelegi de ce am spus că nu știu dacă sunt pregătită să-l iubesc exact cât merită? Salutare, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună și în această seară. Faptul că sunt recunoscătoare, că am invitați așa de mișto în fiecare episod, știți deja acest lucru și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia, așa cum vă mulțumesc și vouă pentru toate sugestiile, părerile voastre și ideile pe care le lăsați în comentarii, pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok. Și de asemenea, vă mulțumesc și pentru sugestii și pentru că Printre multele mesaje pe care mi le-ați trimis atunci când a venit vorba de invitați în premieră, cupluri, oameni care ne inspiră și ale căror activități le apreciem și le urmărim de fiecare dată cu mult drag și cu admirație, ei bine, în această seară sunt foarte fericită să am ca invitați pe doi campioni. Îi apreciem și individual dar și împreună, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri pe care le știm în ultima perioadă, pentru că nu sunt de foarte mult timp împreună, dar când îi vezi, ai impresia că se știu o viață. Larisa Iordache și Cristian Criță. Am, pam, Bună! Și vedeți că n-am prompt, da? Da, ai fost, ai fost bine, rău! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Să știți că din suflet am spus acest lucru. Sunteți doi oameni foarte, foarte mișto și de câte ori v-am văzut pe la televizor vorbind, mai mult la Risa, dar în această seară o să-l cunoașteți foarte bine și pe Cristian, e așa sau nu? Da. Cristian sau Cristi, cum să zic? Cristian, nu zice la Risa. Gata, gata, Cristi e pentru mine, pe nu, nu, la <laughs> vrei. Ce faceți voi, cum sunteți? Suntem bine, mulțumim. Cam ocupați. În agitație, da. Cu pregătiri, cu de toate. Pentru ce pregătiri? Mele. Pentru Paște, pentru Revelion, pentru Crăciun, <laughs> pentru ce? Eu mă pregătesc pentru campionatul național. Wow! Da. Întâi, da. Detalii, da. detalii, vrem detalii. Spune-ne. La sfârșitul martie avem campionat național de tenis de masă. Da. Așa. Care se va ține? Bine, până atunci mai am, în București. În București. Da. Dar până atunci mai am încă două meciuri în Franța. Wow. Eu o joc și în Franța. iertă puțin, tu acum activezi unde? La, în continuare la CSM Constanța? La CSM Constanța, Bun. Aici în, în România. Da. Da. Iar în Franța, o echipă din Nantes. Wow! Da. wow. Și veți pleca împreună sau doar tu? E, doar el momentan, am mai fost și cu el, doar că având în vedere că încep și eu competițiile cu copii, am și eu câteva fețe în competiție în aprilie o să avem în uh -huh. Timișoara noi și ne pregătim aici în București, destul de haos pentru că mai avem și alte pregătiri pe margine, pregătim și cunonia civilă și... Sunt multe. Aveți totul pus la punct? Momentan, încă nu totul pus la punct, dar uh, oricum le-am luat pas cu pas și. Uh, nu știu, încercăm să ne facem timp pentru asta, cumva, pentru că sunt este importantă pentru noi cu Unia Civilă, pentru că este un moment pentru amândoi da. dar încercăm să le luăm pe fiecare în parte, pentru că el trebuie să se antreneze și să fie apt pentru antrenament și eu să fiu aptă pentru copii acolo în sală, pentru că nu am doar câțiva, sunt o grămadă știu, știu, știu <laughs> și e, e frumos, dar e epuizant, însă îl susțin acum în martie pe Cristiana, abia aștept să-l văd jucând, pentru că are un fel anume de a juca tenis și mi se pare foarte mișto, mai ales când intră acolo pe la masă și de tot ce mai bun din el e e miștorul. Cineți puțin simțiți că este un avantaj că amândoi sunteți sportivi? Uh, cred că în este relația un avantaj. Voastră. Uh, nu știu dacă este neapărat un avantaj, cel mai mare avantaj, cred că cel mai mare avantaj este faptul că vibrația dintre noi este foarte ridicată și compatibilă. Uh -huh. Și funcționăm cam pe aceeași mentalitate și uh, ulterior vin plusurile de pe margine, că suntem sportivi, că avem gândirea pe care o avem în anumite. Situații, că ne plac aceleași lucruri, aproape aceleași lucruri. Plus că sportul, am spus întotdeauna, și mă rog, așa este, nu că am spus eu, înseamnă disciplină. Da. Și faptul că amândoi ați trecut prin aceste etape și ați ajuns la performanță, și n-a fost doar pasiune, n-a fost doar hobby, pardon, ați făcut-o din pasiune și ați ajuns până aici, asta spune multe despre voi, știți, ca, ca oameni, ca indivizi. Care începutul tău, vreau să știu? De ce tenis de masă, Cristian? Păi tot a început dintr-o greșeală. Da, totul a început dintr-o minciună Pentru că a început A început pe 1 aprilie Ziua Eu am fost păcălit de mama Așa Că voi fi dus la un mall Eu jucam fotbal Câți ani aveai? Șapte ani, șase, șapte Și mi-a zis că mergem la mall Să-ți iau echipament de fotbal Tot ce-mi doream eu Ok. Și până la urmă n-am ajuns la mall Am ajuns la sală, într-o sală de tenis de masă unde era prietena ei cea mai bună, era antrenoare și ea era campioana Republicii Moldova. Da. Am înțeles. Uh, eu sunt din Ghișina. Da, știu. Așa. Și normal că pe 1 aprilie toți o să zică ce talentat ești. Ce... <răzări> <Și> eu am <răzări> crezut. Așa eu chiar am beze. crezut. <răzări> da. Eu am dat cu mingea odată și am greșit, îți dai seama, din prima și mi-a zis, ești Ești talentat, gata. Cine ți-a spus? Prietena mamei? Și antrenoarea și, și prietena mamei. Și am crezut. Dar pot să spun că chiar este talentat. Are asta un, știm. Este asta foarte știm talentat, acum. jur. Deci de nu asta zic că este al meu sau chestii de genul ăsta, dar uh, are un mod foarte frumos de a juca, Efectiv, când zici că e născut să facă chestia asta, deci se vede clar ce frumos! Și mi se pare foarte tare și tocmai de aia, cred că a fost o păcăleală bună, că nu... Da. Cred că singura minciună, vezi, care a roade! de... Exact! Dar stai puțin, de ce tenis de masă atunci a ales mama ta? Adică de ce s-a gândit la asta tu, făcând fotbal? Probabil a și fost, plăcându mă gândesc. Probabil a fost păcălită de prietena ei. <laughs> nu știu. Arăluie, <laughs> da. a Dar ți-a plăcut când ai intrat acolo? Ai simțit că da, te Da, am văzut că... o sală mare cu 10 mese, gen spațiu, copii foarte mulți și normal că mi-a plăcut. Eram și eu copil. Și... și când a fost următoarea dată când ai mai ajuns acolo? Următoarea zi. Serios? Da. de atunci în fiecare zi mergeam. Și a trebuit să renunți la fotbal? că? Normal, nu? trebuia să renunț, da nu puteam să fac, am încercat să fac două sporturi în același timp, dar e foarte Trebuie greu. Trebuie să dedici da. eu unui am special. Eu Eram normal. chemat la concurs la fotbal, după aia aveam concurs și la tenis și nu puteam, și am ales doar tenis de masă, atât. Crezi că a fost o întâmplare sau crezi că așa a fost să fie, a fost scris cumva? Așa a Mama fost. Mama ce a spus după aia? Sau când a realizat însă că de fapt Uh, o simplă ieșire sau păcăleală sau, nu știu, o dorință de-a mamei avea să devină, iată, un succes și Probabil că și-a și da, și dat seama că nu sunt bun la fotbal <laughs> 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 Și de aia, cred că am rămas da, încălzit da, puteai să nu fii bun niciodată în masă, corect? Da, nu știu, să fiu un a avut total. încredere în prietena ei și prietena ei a promis că o să aibă grijă de mine și, gen o să investească în mine da. da. Că în Moldova nu prea se investește în spo într-un sportiv. Uh -huh. Și chiar am avut susținere din partea ei, am avut echipament, paletă. Toate necesare. A, da, toate necesare. În din... România se investește așa mult într-un sportiv? Uh... Știu că și aici. Depinde de sport. Da. Cred. cred că depinde și de familie, și de sport, de antrenor, și de clubul la care ești. De... Sunt foarte. Pe tine știu că și antrenorii t au ajutat foarte mult. Da. Adică despre ce vorbim. Hai să-ți zic un secret, vrei? Nu că ți-ar schimba viața. Pe mine m-a dus mama la canto. Ți se pare că eu cânt? De ce? Înțelegi Înțelegeți de ce, nu? adică, știi, putea să nu se întâmple asta. Bine, eu mai când din când în când, dar... Pentru tine, Pentru copil. Ah, bine. și la bine. Are, are pasiunea asta. Să mai Exact. Zice. Larisa cântă? He, da. Nu, Doamne feric. Larisa Iordache? Nu! Ea știe să cânte? Nu, nu, no, nici no, no, no. <laughs> Doamnelor no, și domnilor, <laughs> no. Larisa Iordache! Când doar în mașină, iar când încep să cânt. Și Se liberează mele... traficul e, Nu, <laughs> e, și asta de Cristian dă mai tare muzica Și zic, a ok, deci îți place cum cântă Nu știu cum să le... se spui, cum îmi spune mie soțul Eu cântă după o melodie de la radio și îmi spune Iubire, cine cântă melodia asta? Și zic, Delia, lasă pe ea să cânte <laughs> <laughs> <Știi>? <laughs> Foarte tare, da oricum, Nu e tare o jignire <laughs> E o glumă, e amuzant, da, e, amuzant. e foarte amuzant. E amuzant. E o... Mai ales da. când fac ei ironie pentru noi și asupra noastră da, E da, în regulă da da, 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 cum să nu uh, Spune puțin, dacă nu era tenis de masă, ce era? Ce-i fi ales? Să zicem că era prateu total. Chiar nu știu ce-aș fi ales. Benminton mi-a plăcut. Da? Da. Și mie mi-a plăcut, dar bine, așa de fața locului, nu de. E, și eu și de eu fața blocurilor. Vai, da, da. e genial, mi se pare... Noi aveam, gen, pe sector. Da, așa, da. Așa, toți din cartier ne strângeam și făceam concurs de Benminton. Și mama era campioană. Foarte tare. <laughs> și eu, eu eram la copii da. și ea la... În vârstă, în cum, e, cum e perceput tenisul de masă în România? Este apreciat. Este promovat așa cum nu ar este trebui. Este susținut. Nu este promovat la cum ar trebui să fie. Da. Susținut la fel, ar trebui puțin mai mult, cred. Adică ar trebui să vii o lungă perioadă cu bani de acasă că mă gândesc că fiecare Aici turneu, în România fiecare... nu e așa în, în, în Republica Moldova. Cam da. Tatăl a vândut a trei vândut mașini ca să merg eu timp de 5 ani la concursuri. Da, și îmi plăteam și campionatul mondial și campionatul european și, bine, aduceam rezultate, mm -hmm. dar nu ministerul nu 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 mi bani, așa, agen să mă da, susțină. da, da. 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 A fost greu, Moldova, dar în România s-a schimbat. Am avut susținere mare de la fostul meu club, uh -huh. da, unde domnul Patron nu mai e Dumnezeu să o ierte. Și el chiar ne-a susținut foarte mult și mergeam la toate concursurile posibile din toate țările. Și s-a mutat și fratele meu, după 2 ani, s-a mutat și el în România. Deci nu e singur aici. Nu, nu, nu. Eu m-am mutat în 2015 și el s-a mutat în 2017. Și l-a susținut și pe el foarte mult și a ajuns și el la un nivel foarte mare. Tot în da, da, da. tenis suntem, de masă? Da, da. Wow, ce de frumos! Suntem în lotul național amândoi. Ce frumos! Și sunt campion național, i la dublu. Da. Foarte Și anul ăsta să trebuie să-mi apăr cu Jus. Iulian. Și în Republica Moldova cine a rămas? Bunica. Bunica. Da, bunici, da. Și părinții? Uh, tata e în București și mama e în lung. Acolo am avut uh, primul meu club în România. Le-ai văzut mândria? Le-ai citit da. mândria în privire atunci când ai ajuns atât de departe? Când voi doi ați ajuns așa de departe? Păi ar trebui să fie mândri de ei că m-au susținut și... M-au ajutat să ajung... Unei, eu și pentru Moldova am ajuns foarte departe. Am adus medalii europene da Și mondial. Dar când m-am mutat în România era ca o mulțumire. Nu, nu mi-era o mândră. Am făcut ce trebuia. Mm -hmm. Acum lăsăm pe mâinile federației. Um, deja, mă rog... Poate că e normal, poate că nu, poate că e drept sau alții ar spune că nu. De multe ori trebuie să facem foarte multe sacrificii, și pentru a simți succesul, pentru a avea rezultate, pentru a ne bucura cu adevărat de, de roadele muncii noastre. Uh, tu ai simțit sacrificiile făcute de părinții tăi? Adică a trebuit să te consumi și tu sau s-au ferit? Tu n-ai știut în momentul acela, nu știu. De exemplu că tatăl tău a avut trei mașini. Că poate... Poate erau zile când, nu știu... Eu mă și, gândeam... și ascundau lacrimile sau habar n-am. Când eram mic, mama mergea cu noi peste tot, cu mine mai ales, peste la toate concursurile din Ucraina, din unde mergeam noi. Și nu simțeam că... Că faceam sacrificiu, da, nu simțeam asta. O făcea pentru copiii da. normal. Dar după când am văzut că din trei mașini au rămas două, din două a rămas una și după deja nici pe aia nu aveam pe a treia. Am început să mă întreb pe mine unde sunt. Dar în același timp mă bucuram că mergeam la toate concursurile. Și. Da. A, acum se simte. Trebuie să le mulțumesc eu lor. E răsplătit? Da. Ai reușit da. să ajungi în punctul în care. Cu siguranță să poți am răsplăti? răsplătit <laughs> și o să-i răsplătesc. Uh, și eu și fratele meu trebuie să-i Bineînțeles! Da, Bineînțeles ce frumos! Da. Uite o poveste pe care cred că cei de acasă nu știau. Și iată că nimic e întâmplător și nu știu când pică anul ăsta, 1 aprilie, dar l-aș posta pe 1 aprilie <laughs> ca să da. nu fie nimic întâmplător. Se pot face... Um, pot înge la performanțe fără sacrificii, Larisa? Tinsă, cred că ar trebui să fii foarte norocos, adică să fii... Nu știu, cumva pe un piedestal acolo în grațiile Domnului și da. să ai un drum atât de lin încât să nu necesite pe forul nici măcar 1% sau 0,01% să poți să faci un sacrificiu, pentru că depinde și de tine cum gândești. Eu, din punctul meu de vedere, în timpul activității mele pe care le-am avut, în timpul gimnasticii, timp da. de 20 de ani Nu consider că am făcut un mare sacrificiu Având în vedere că am trecut prin ce am trecut Operații și așa mai departe Astea au fost pentru că Ăsta e sportul de performanță Trebuie să învățăm să facem diferența între sport de performanță Și uh, sport de masă Sau sport de uh, parc Sau chestii de genul ăsta uh, Atât timp cât eu mi-am dorit și am făcut cu plăcere Tot ceea ce am făcut uh, Pentru că am vrut și nu consider că am făcut un sacrificiu, depinde și de mindset foarte mult. Uh -huh. Însă singurul sacrificiu pe care simt eu că l-am și făcut, pentru că acum am pierdut-o pe mama și cumva nu am timpul ăsta pe care aș vrea să-l am, cred că ăsta, timpul pe care nu am putut să-l petrec cu părinții și a trebuit să-l petrec în sala de antrenament, cât și în cantonament, pentru că stăm exact. 12 din 12 exact. luni. Dar pentru mine a fost genial tot ce s-a întâmplat, pentru că m-a ajutat să am... Și pentru noi, ca țară. Da, mulțumesc. E... Asta e o mulțumire, e un plus pe care îl primesc automat după munca pe care am, am făcut-o atâția ani. Dar totodată m-a ajutat foarte mult să înțeleg foarte multe lucruri și să mă des descoper pe mine ca și om, ca și individ, ca și uh, personalitate, cum sunt eu cu adevărat și să înțeleg valorile care contează cu adevărat pentru noi ca oameni. Te întreb pe tine ca fiind campioană, întreb o persoană care a ajuns la apogeul carierei sale, nu care a rămas doar în stadiul de ce s-ar fi întâmplat dacă... Bine. Poate există și mă gândesc că există și la tine, nu știu, în momente în care ai fi vrut să faci altfel sau să gestionezi altfel treburi. Știu, Multe. știu, știu. Cu toate acestea, în acești ani au fost momente când ai spus păcat că sunt româncă? sau dacă nu eram româncă? sau uite, dacă mă nășteam în altă țară, poate că. Um, știu că la un moment dat, când eram la Lotul de Junior, în, uh, eram foarte mică, aveam vreo 10-11 ani, ceva de genul ăsta, și data făcea taximetrie pe atunci și uh, avea o poză cu mine. Din timpul competiției ceva eram într-un element da. și ducând oameni, diversi oameni de colo-colo, ă, știu că s-a întâlnit cu cineva care stătea în, în America și ă, a văzut poza cu mine și început să ies la competiții, știa deja lumea gimnasticii despre mine și a zis pe fata asta o știu. Nu știu de unde, dar o știu. Uh -huh. Și a zis, pe fata mea face gimnastică, A început să se laude, desigur. De și a zis, de ce nu o duci uh, în America? Cred că ar avea un viitor mult mai strălucit. Însă tata a zis, măi, cred că este locul ei aici. Și uh, cred că ea trebuie să facă gimnastică pentru România ca să putem să continuăm tradiția gimnasticii da. românești. Da. Și cumva... Uh, orice idee mi-ar veni mie în cap, dacă aș fi fost în altă țară sau dacă aș fi făcut pentru altcineva gimnastică sau chestii de genul ăsta, totuși în momentul în care aveam 15 ani și voiam să mă retrag din gimnastică, chiar aveam un moment în care voiam să mă retrag din gimnastică și m-a sunat doamna Mariana Campeanu, prima mea antrenoare și eu eram cu bagajele făcute, adică eram la ușă, îi așteptam pe ei mei să vină să mă ia și m-a sunat doamna Mariana și îmi spune, măi Larisa, tu nu te gândești așa un pic că România asta are nevoie de tine? Mm. Efectiv, în momentul în care mi-a spus chestia asta, mi-am schimbat mentalitatea 180 de grade și zis, okay, i am ok, i-am sunat pe mei, puteți să te, vă întoarceți acasă, eu îmi desfac bagajul, nu este nicio problemă și m-am dus, m-am spălat și m-am pus în pat. Pregătită pentru al doilea antrena, pentru antrenamentul următoarea zi, eu să mă trezesc la șase dimineața și așa mai departe. Și după aia, efectiv, am început să, dau, să las lucrurile să vină și N-am mai. Cred că acest moment din cariera mea ar combate fiecare idee care da. mi-ar apărea mie în minte că dacă aș fi făcut uh -huh. gimnastică pentru. Mie mi-a mi schimbat cumva sensul în momentul în care mi-a zis exact. România are nevoie de tine. Și atunci am înțeles cât de importantă este munca mea și plăcerea mea de a face gimnească că până la urmă românilor am ajuns datorită plăcerii mele unde am ajuns. Dar te și și motivat acel moment, da. știi, pentru că oricât de mult îți place ceea ce faci și iubești dacă vezi că cei din jurul tău te descurajează sau dacă oamenii se comportă nu știu, te văd ca fiind un mediocru care nu ți uh, apreciază munca ta la adevărata valoare, atunci cred că un pic uh, te descurajează, depinde de mindset corect. depinde foarte mult de tine, ce îți dorești da, cu adevărat, da. eu am avut și oameni din ăștia, în astfel de persoane în jurul meu care mi-au spus, măi, nu ești bună sau ești un copil care s-a născut stea și moare speranță sau chestii de genul ăsta Uh, lucrurile astea sunt peste tot, și da, cred în că în orice fiecare meserie cumva. Exact, în fiecare mm -hmm. domeniu, în, da, orice sport. în orice sport, doar că depinde foarte tare de tine, ca și. Uh, nu știu ce să zic, la un copil e destul de creu, să zic. Cred cum că mai și baza, să... cumva da, și educația, da. dar la un moment dat e vorba de tine și atât. Da. Știi? De caracterul tău pe care da. îți formezi. Uite, mi aduc aminte de Michi Buzărnescu a fost aici invitată și îmi spunea că, da, de foarte multe ori în viață, în cariera sa, Auzit, i s-a uh, spus în față, păcat că ești româncă Știi? Da, și sunt și sporturi De te, te frustrează, cumva. știi? Te... Da. Nu știu, pe mine nu mă frustrează absolut nimic, și nici ce, cât am fost sportivă, și nici acum, ca om normal, poate, sau antrenoare nu știu, nu mă frustrează absolut nimic. Sunt momente în care cedezi, da, pentru că este normal și Cristian știe foarte bine. El este omul care mă ridică, mă ia și mă scutură și zice, Ajungem hai Ajungem să... și acolo, să-mi spună rețeta, stai puțin, da, din casa. Uh, și e, bă, nu știu, nu cred că trebuie să bagi în seamă, dacă tu știi și simți că lucrurile la te atrage, cred că trebuie să mergi în, în chestia asta și oamenii dragi, mie, eu am avut noroc roc familia oh, oh. mea, cu mama mea, cu tatăl meu, care mi-au spus tot timpul, să nu e nicio problemă, îmi lasă, ți-au spus, nu, sunt doar niște vorbe, mamă, cu contrazi. F faptele tale sunt acum singurele care pot da roade și pot arăta ce, cu cine astăzi ești tu cu adevărat. Da, exact. exact. Asta e exact, răspunsurile tale. Cuvintele. Și am zis, mai ok, ok, stă doar în faptele mele, ce trebuie să fac să muncesc ok, cât trebuie să muncesc, cât trebuie, cât trebuie muncesc și atunci am făcut chestiile astea și am învățat și automat se prinde în natura ta chestia asta și Corect. devine ceva normal Nici nu mai știi să faci altceva sau da. să gândești altfel Îți mai aduce aminte la vârsta de 15 ani ce anume te-a făcut să-ți faci bagajele și să spui stop? Cântarul Cântarul <laughs> Uh, în gimnastică se știe că noi trebuie să avem grijă la greutate Într-adevăr în ziua de astăzi nu se mai pune chiar atât de mult accent pe asta Pentru că devine un bullying cumva Dar uh, trebuie să avem grijă ca sportivi în general Trebuie să avem grijă să mâncăm sănătos Să avem un ritm foarte bun de disciplină Ceea ce e ce? normal, normal. Iată. Așa, însă în gimnastică este foarte important să stai în anumite kilograme pe care ți le... Uh, da, ți le spun oamenii de la centru de medicină, medici care sunt specializați în exact. acest domeniu, care încearcă să te protejeze practic prin, prin kilogramele respective care ți le, pe care ți le impun, între ghilimele, ca articulațiile tale să reziste, să reziste la efortul pe care tu îl faci zilnic. Pentru că este uzură. E totul în concordanță cu sporul pe care îl practici, exact. bineînțeles. Nu exact. înseamnă că dacă ai câteva kilograme, te-a făcut, te-a jignit. Da. chiar le ai de le jos. Sigur. Doar că atunci făceam, eram în faza de dezvoltare da. și știm foarte bine cu toții că fetele când se dezvoltă, și băieții, mm -hmm. da, băieții așa mai puțin mai răros, că. <coughs> da, da, Suntem, da. asta e. Dar la fete se simte și se și vede. Da. Și începusem deja să iau proporții chiar dacă mâncam exact ca fetele, chiar dacă... Și mă stresam efectiv eu, pentru că mă puneam pe cântar, beam o cură de apă și mă puneam pe cântar și după aia iar și trebuie și să alergam și... Cura aia de da, apă și, și zic, nu se, cre... nu se poate, mă uitam în oglindă, ziceam, mamă, sunt aici pufoasă. Sunt... cât trebuia să ai trebuie... atunci și cât îți arăta cântarul? Uh, treb... Nu știu, știu, cred că trebuia să avem undeva la 31 de kilograme și aveam 32, doar că. De doar că. Pentru că, desigur, trebuia să rămânem Și pe în... 31 30... de trebuia... Erau kilogramele pe care da. trebuia să le am, nu? Wow! Acum că antrenorul vrea că. Nu era vorba despre antrenor, nu era... Da. era vorba despre noi. Despre tine ca gimnaz, ce-ți dorești, și eu îmi doream să fiu un kilograme ca să pot să dau randament maxim. Și în momentul în care aveam chestia asta, la un moment dat eu eram cea cu propunerile, cumva. <laughs> și zic. Că, dacă ne îngrășăm, că ne încântăream în fiecare zi după antrenament. Da. Și dacă ne îngrășăm, am zis, băi, fetelor, hai să facem ceva. Dacă ne îngrășăm 100 de grame, hai să dăm sau mai mult, să dăm ora 10. Făceam la un moment dat niște alergări între antrenamente și pe 100 de grame alergam câte un minut. Și am, păi, foarte greu să alergi. Între două antrenamente și să alergăm, eu urăsc să alerg total și în nisip și am zis, mai, mai bine dau ora 10, dau dulcele, decât wow. să alerg. Și decât să alerg, îți dai seama, să alerg 10 minute Pe 100 de grame, un kilogram Mai bine, stăteam frumos, mă odihneam pentru antrenament Și dădeam dulcele, asta e, mă lipsam de el Deci la ora 10 trebuia să Noi aveam dulce ok Noi dimineața când mergeam la masă, mâncam Și după aia ne aduceau doamnele de la cantină uh -huh, Unde uh -huh. mâncam dulcele uh -huh. Și -am, în unele zile aveam croasante Aveam prăjituri, tot felul de chestii Și fix ziua aia prin sesem, cu croasante, mie îmi place croasante no, no, Ce să fac, asta e, ciocolată Migdale. Și migdale, da, <laughs> și, da croissant cu migdale, vezi? Migdale. <laughs> da, el a fost primul nostru croissant, da, <laughs> împreună. Și uh, fix în ziua aia mi-am dat ora 10 și făcusem și câteva elemente la antrenament deja noi. Eram, băi, am făcut și elemente noi, m-am și îngreșat 100 de grame și trebuie să duc și ora, zice, ce se întâmplă cu asta? Și atunci m-am enervat foarte tare și am zis, nu, mai vreau, nu mai suport cântarul, nu mai vreau să-l mai văd, La ascunsesem undeva, i-am zis, eu plec, păstrați-l voi, fetelor, dacă vreți, dacă nu aruncați-l, eu nu mai vreau. Și anul să și-a făcut bagajul, ea zice. Și eu mi-am făcut bagajul și, uh, bineînțeles că după l-am scos, m-am gândit, zic, mă, hai, ok, că stau bine. Mai slăbesc 100-200 de grame, pentru că noi deja aveam plan în cap. Zlăbesc 200-300 de grame peste noapte, pentru că în timpul somnului zlăbești câteva sute de grame. Uh, și dimineață mai fac puțin efort la antrenament, mă antrenez, zlăbesc 500 de grame, hai că ajung în, în kilograme, nu mai trebuie să dau ora 10. Și îți seama ce se întâmplă în mintea noastră de copii, da, toate da. calculile astea și așa. Practic, chestiile astea te fac să, se, să te descurci în viața de zi cu zi, când termin cu sportul de performanță, cred eu, și stimulează creierul destul de mult. Cam așa. Dar am învățat ceva de la tine, o să dau și eu înapoi ora 11, dar nu acum. <laughs> Super! Ha, seara am mâncat la ora 11 o crătită și vreau să o dau înapoi. Deci ora 11, dar. cum ai spus? să da dar, dar, dar. Stai, stai. Totodată am învățat pe parcursul anilor că dulcele nu se duce pe coapse, se duce la sufletel. Așa oh. că nu ai nicio grijă. Da, sunt așa dulce! <laughs> O să-ți o se să arate unde s-a dus la mine Nu s-a dus nici pe suflet În altă parte s-a dus Ne facem că nu-l vedem Deci ca să simulezi creierul Și să poți să fii bine dispusă Mănâncă puțin dulce Nu în, în cantități mari nu. Dar manenca. tot trebuie să dau ora 11 po Poate dai jumate Poate dau jumătate da. care e povestea primului croissant? Ca n-am uitat Ai zis ceva de aia Dacă putem da. spune dacă Da, normal Când am văzut prima dată uh, Așa nu? Noi începusem de... să vorbim deja de... Da. de... Pe internet. O lună, da da. Da, da da. da, O lună, cred. Da. Și când ne-am văzut prima dată, în ziua aia, Larisa a luat patru croasante. Da. Da. Aveam câteva opriri, și trebuia să... Da. Așa. Adică așa, eu când merg... La prima întâlnire. Nu, nu, ah. prima, nu, 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 prima okay. noi ne-am văzut pe random, eram, am luat patru croasante, el prin video zic, hai că m-am oprit aici, iau patru croasante, că am o oprire, două, poate vor și oamenii și după zice, Poate mie și mie unul. Oh. Și zic, bă, ok, ce vrea asta? Hai că iau și eu unul sau unul, văd eu. Și când am ajuns acolo la casă, zic, da, țin și mie patru. Nu știam de ce patru. Zic, da, de ce oi fi luat eu patru? Și după aceea seara... Și amintiți seara, la, după 11? Da, că noi vorbeam foarte mult, adică eram foarte decajați unul cu altul, eram ce -n ce faci? Uite, bine, uite, da. mi-am fost la antrenament nu cum cu multe des... Vorbeam mult, foarte mult, toată ziua vorbeam. Eu da. eram contra acestei chestii, da. adică eu nu voiam să se întâmple nimic mai mult între noi, pentru că nu știam dacă eu sunt sigură și pregătită să-l iubesc pe Cristian exact cât merită el. Și mi-era foarte frică de chestia asta, nu mi-era frică de el ce ar putea să-mi facă mie dacă mar, doamne, ferește, părăsi sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu mi-era frică ca eu să nu mă sucesc, pentru că am chestii din astea. Și uh, nu știam dacă sunt eu gata, nu. No. Am fost, uh, așa, un pic la distanță și l-am ținut la distanță destul de mult, dar ok. Aproape două luni. Și croissantul a fost Und? ce trebuie. Da, cel mai bun croasant. Da, seara i-am zis uh, trebuie să facem cumva că e croasantul la mine e destul de degrajată și topeistă, așa. Și mm. normal, după ce, după ce a plecat acasă, i-am zis, cel mai bun croasant. Ah. Mai bun, ah, mai bun, Acum nu știu mai... dacă e adevărat sau nu. Și l-am mâncat după genul următoare zi. Da, Seara da, -am da. Adică m-a Că Dar au fost patru. Da. da. Eu am zis direct, foarte bun. Doi nici nu l-am gustat. <laughs> Aici o chestie interesantă. Uh, nu știam dacă sunt pregătită să-l iubesc da. atât cât merită el. Uh, și apoi e completat cu Așa mai sunt eu. Da. Ai simțit că mi-ai procedat acest lucru? Nu, niciodată, doar că în momentul în care am început să-l cunosc pe Cristian, stăteam, adică eram singură de vreo 8 luni de zile, știind că și el este singur de 4-5 luni, ceva de genul ăsta. Cum? Da. da. Te-a aprobat. Da. Te-a aprobat. Perfect. Și Uh, nu că s-au auzit, s-au speculat multe da, chestii și știu. da. Nu e chiar uh, Dar nu ne pasă. Uh, da, nu nu ne pasă, no, doar că ne nici pas. mie că da, nici nu mă întreb. Da, dar da, uh, așa. Voiam să specific acest lucru ca să fim clari. Erați doi oameni singuri, singuri, da. dispuși da. și disponibili, da. Da. nu te-ai băgat în relația lui, nu, nu te-ai băgat în relația ei. Punct. Punct. Perfect. Uh, și uh, eu mă redescoperisem, nu știu, Intrasem într-o pasă destul de, nu știu dacă pot să zic depresivă, bine, eram destul de moale și sensibilă. jos psihic da, și sensibilă după tot ce s-a întâmplat și în cele 8 luni de zile m-am redescoperit pe mine. Am realizat faptul că este ok să nu fii bine, este ok să plângi, este ok să nu faci bine lucrurile, unele lucruri, este ok să încerci. Este ok să fii fericit, este ok să fii bine. Uh, lucrurile astea eu nu le știam, nu știam valorile astea. Nu știam Cum le descoperi la Lisa. Încercându-le, încercându-le, uh, lăsând lucrurile să treacă, uh, realizându-le în primul rând și acceptându-le uh, pas cu pas și descoperind la mine că via viața așa e. Viața este cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune. Dar, totodată, noi nu trebuie să ne lăsăm conduși doar de lucrurile negative, pentru că avem tendința de a ne duce spre lucrurile astea. Și, uh, ușor, ușor, am început să-mi ridic moralul și uh, să fac lucrurile exact așa cum vin. Să nu mai zic, mamă, ce se întâmplă dacă, ce se întâmplă... Nu. Așa se întâmplă, așa le fac, văd eu pe parcurs, găsesc soluții. Simți cumva că gestionez altfel lucrurile în relația cu Cristian față de fostele relații? Da. Da. Ce nu mai face Larisa acum și făcea în fostele relații? Nu mai sunt atât de supărăcioasă, în primul rând. Așa uh, e. E supărăcioasă? Mm. Uh, spun lucrurilor uh, pe nume, adică nu doar le gândesc și da. aștept ca cel de lângă mine să, um, să le descopere el și să le facă de la el. Știu că um, urmărim foarte multe... Uh, podcasturi de sigur și uh, interviuri cu oameni care se pricep în ale emoțiilor, uh, ale psihicului și cum să stimulez lucrurile astea, am înțeles că comunicarea ce vine de la tine prin vorbe și prin fapte, funcționează foarte bine într-o relație. <coughs> și el este un om foarte sincer și foarte, măi, asta gândesc. Ți-o spun, și, da, de e de foarte de direct, adică nu stă să se gândească a supăra, n-a supăra, Păi asta e părerea mea, scuze dacă te deranjează, dar asta e părerea mea. Și am învățat să nu mai fiu atât de rezervată în relația noastră, Da. Uh, pentru că știu că el este omul pe care mă pot baza indiferent de situație și el la fel invers cu mine, pentru că avem nevoie unul de altul ca să conviețuim să trăim frumos și uh, în funcționează asta și într adevăr în perioada aia am înțeles toate aceste lucruri și nu mai eram eu disperată după a avea o relație serioasă, bună și să fie să fiu eu cea care face totul nu, să-l mai las și pe cel de lângă mine să facă lucruri și să se simtă bine că le face și eu chiar și cu el mai am câteva chestii când îi zic că el e plecat la concurs în Franța, de exemplu, și îmi spune, măi, ai mâncat asta și zic că am mâncat câte ceva, dar când nu e la casă, mie nu-mi place să stau singură la masă, uh -huh. mai merg câteodată pe la ai lui, pe la ai mei, dar așa... Când prind o seară singură și zice, îți trimit ceva de mâncare. Eu zic, nu vreau, nu te rog frumos, asta vreau eu să fac. Și mi-aduc aminte că trebuie să-l las să facă. Pentru că și el se simte bine, automat așa mă simt apreciată și bine, și uh, sigur se armoniază lucrurile, mm -hmm. și uh, sunt, uh, sunt niște gesturi foarte frumoase. Pe care Ai ieșit -ai... din zona aceea în care trebuie să demonstrezi, da. eu trebuie să vorbesc, exact. eu am ultimul cuvânt. Ai realizat că, ce crezi, ești om, Larisa da, Iordache. Da, <laughs> da. Da. Și nu trebuie doar să muncești pentru a fi răsplătit. Exact. O, lucrurile mai vin și de la sine, cred că despre asta e vorba. Diferența de vârstă dintre voi este de câți ani? De patru ani. Își spune cuvântul? Simți o diferență? Eu nu simt nicio diferență. Nu? Nu. Acum e un avantajul nostru, pentru că uh, el pe mine m-a învățat să fiu copil în anumite situații. Asta voiam să întreb. Ce ați învățat unul da. de la celălalt? Și el nu știu ce am învățat de la mine, poate să spune el că am vorbit legătura. prea mult. Am fost legătura, domnul Cristian. Să, gândesc, să gândesc mai, mai matur. Așa. Oricum gândea deja maturat. De nu dar, e... dar da, da, nu eram maturi, sigur așa. Nu? Se, se maturizează mai greu. Așa se da. zice, așa da. Așa zic studiile, da. nu noi. <laughs> Doar la chestie. <laughs> am, am învățat să apreciez, să fac ceea ce îmi place mie. Așa... Tu ai avut momente când ai vrut să renunți, cum ai avut iar la 15 ani? Da, am avut de foarte multe ori. Ai avut, Chiar în, înainte să să fim împreună, vroiam uh -huh, să renunți uh -huh. pentru că nu mai, nu știu, nu mai găseam motivația în mine. Nu Aveam nevoie de cineva să-mi spună, du-te la antrenament, fă asta. Cu toate că nu-i spuneam asta. Da, nu-mi spunea asta. Du-te, fă, nu știu ce. Dar simțeam și știam că se apropie un concurs în România și, na, dacă eram prieteni, o invitam ca și prieteni. Da. Și vreau să-i demonstrez că tot ce i-am spus prin mesaje, că sunt jucător bun, că am rezultat, să-i demonstrez chestia asta. Și ea mi-a zis, înainte de concurs, orice ar fi, tu trebuie să zâmbești. Adică, indiferent de rezultat... Păi nu să zâmbești non-stop, de aceea, că o vedem da, pe tot nu mai zâmbim. Deci, indiferent de rezultat, tu distrează-te, zâmbește și ai, să ai un vibe super mișto. Adică te nu bucur cum, de da, să te bucuri de... Să ai fun, da. că despre asta e în sport. Să ai fun. Dar eu nu înțelegeam Și am învățat am am să am înțeleg că e frumos sportul, adică chiar e mult mai frumos decât îl aveam în, mă gândeam eu că e înainte. Și să știi că, uite, gândindu-mă am în orice meserie, dacă ai, vai bola, desigur, acum nu înseamnă să te duci și să te hăhăi de la început până la sfârșit. Nu, nu, nu nu, nu. Sfârșit și să nu, nu e în sensul stat, nu. Clar. înțeleg. Dar să te bucuri, știi, să vei și partea amuzantă. Uite, ne fac treaba acum, dar mă simt super bine. Adică am și râs, am da. și glumit. Chiar Se și la, ce urmează. Chiar no? și la no? campionatul <laughs> național, uh, când făceam dublu cu fratele meu, era un scor, era un scor super... Uh, Bine, după șapte meciuri pe care deja le Bine, jucase și uh, jucase așa în seturi, tot, da. tot, 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 la 12 noapte au jucat noapte. finala împreună. Da. le a avut ca rival pe fratele tău? Nu, nu, nu? nu am făcut dublu cu el. Am fost și rival. A, a, da, a fost și rival. Da, am fost de multe ori. Doar că experiența <coughs> <coughs> Așa. Mă, ce senzație o să ai da. da, și era un scor gen... În dezavantajul vostru. Da, în dezavantajul nostru. Și Iulian era foarte nervos. Nu puteam, nu, nu puteam să-l calmez, nu puteam nimic, nu puteam absolut nimic să fac. Și am zis, dar de ce nu, de ce nu zâmbești, de ce nu te distrezi la meciul ăsta? De ce te uiți la scor? Și -am zis, cum să mă distrez, nu vezi cât e scorul, pierdem Și se uita la mine și, și la... Și am uitat în tribună. Și la un moment dat zic, ne mai distrăm și noi sau ce facem? Și au zis toată lumea, ne mai distrăm și noi. Îți dai seama să se uită toată lumea așa la mine și da, ce vreți, trebuie să te distrezi, de? indiferent de scor, asta, ce să Da. Și Iuliana a început să zâmbească, am început să avem un vibe da. fan să... Ai transmis da. asta, vezi? Ai... Da, și am da. câștigat și am mai avut un exemplu te Ai câștigat unul, nu e. Nu, am câștigat amândoi, am, am, ah, okay, am revenit okay. așa și am câștigat campionatul național Da, a fost ce o nimeni nu, nimeni nu înțelegea de ce la 10-9 minge de meci pentru ei, noi râdem ne uitam așa la unul, la altul și râdeam. Doamne, ce frumos! <laughs> da, și am mai avut un, un concurs unde a țipat la risa din tribune. <laughs> Distrează-te, gen! La campionatul european de juniori, ce a fost în București, Iulian avea ultimul meci foarte important. Dacă îl pierdea, era locul 2, gen. Da, că da, pierduse da. un meci înainte și erau toți la aceleași puncte și nu trebuia să mai pierdă niciun meci și a jucat cu locul 8 din acea grupă, adică trebuia să-l bată sigur, doar că avea emoții. Că dacă îl bate, Normal. câștigă concursul. Cu presiune. Da, avea de foarte vreau. mare presiune și la un scor tot așa de 2-1 pentru adversar, țipul a să din trebun. Distrează-te, de ce nu te distrezi? Și Iulian și-a mintit. Da, ah, da, s-a da, prima, prima dată. S-a enervat prima, prima, prima dată. Ce? Ce ai pe mine? Mi-a da. și și adus aminte despre ce este vorba. Uh, distracția asta, ca să ne înțelegem că mai în da. zis-o și nu este distracția de relaxează-te și uh, doar fi fan. Nu, este vorba de a te bucura de sport. Exact. Pentru că asta le zic și eu fetelor de la le explic toate lucrurile astea. Este foarte important ca un copil să simtă că îi place să facă sportul pe care îl face și să facă cu plăcere, se vede altfel. Adică, cel puțin în gimnastică, eu am întâlnit oameni Orice care... Orice faci pe lumea asta cu, cu plăcere, plăcere este, da. Eu am întâlnit oameni care mi-au -mi spuneau, băi, când mă uit la tine, parcă și eu aș face gimnastică. Adică, e atât de Bine, leger. Ușor. Pare a fi la îndemână la Da, ești, dar nu e. Dar nu e chiar așa. E. Dar când îți spui pasiunea cu adevărat. Și da, Cristian chiar e Îi place tenisul și mă bucur că mă bucură chestia asta și mă bucur că a regăsit cumva în el puterea de a reveni pe un joc și de a mm -hmm. se mm -hmm. așa motiva. Că eu da, sunt pe margine, dar totul pleacă de la el, e clar. Clar, da. clar, clar. Dar uh, uite că ajuți ai acolo Da, văzut-o bucur de mare. Când e liniște acasă normal. Mă Cum Cum? Când Cum? e liniște, când e liniștea sufletească acasă. Adică nu am stres, nu am presiune, nu am comentarii negative, adică e foarte Așa important e. la un sportiv să ajungă acasă după un antrenament greu și să fie relaxat, să nu mai fie stresat, să nu că dacă acasă nu e liniște, următoarea de la antrenamente ești nervos și și la concurs arăți nu mai ai randament, da, nu mai, nu mai da, poți fi concentrat la da, da. ceea ce faci. Uite puțin la Larisa cum se uită la tine, acum repede, repede, repede. Păi și eu la fel. Ai văzut, da? Și ai eu și la fel, de fiecare dată. Sunt dat. fascinată că, într-adevăr, l-am văzut care e emoții înainte de acest podcast și, da. și eu, dar nu am avut emoții că nu știți nu poate să vorbească. E, e. primul podcast împreună. Da, da, este primul și podcast împreună cu mare drag și uh, îmi place foarte tare că e, e chiar el, adică Yes, și gazda vă face, știi? Da, da, așa e, e, nu? Așa e, dreptate, da O să pun aplauze pe... E. Nu, lăsând gluma deoparte, mulțumesc nu, um, da, Chiar, chiar vă sunt fine. recunoscătoare și sunteți foarte mișto Mulțumesc, mulțumesc. Um, Voi sunteți geloși? Ce întrebare stupidă E zi, bebe Sunt, câteodată Ce întrebare bună Da <laughs> Ce răspuns genial <laughs> Îmi plac persoanele care... N-am nimic cu nimeni, cu niciun bărbat, cu absolut nimeni. N-are nimic cu nimeni. Nu am nimic, doar când văd că trece limita și să e foarte bună, gen, îi spune, poate și ea vede că acea persoană ar vrea mai mult, da? Dar nu pot să-i spună chestia eu asta. Să să concept, nu. Da. Eu nu pot să concep, nu. Eu nu pot să concep. În primul rând, eu, noi suntem, ne bucurăm, Doamne, pe noi suntem... Uh, dacă avem o relație mai cu ceilalți oameni, avem uh, comunicăm, avem uh, o relație de prietenie, amiciție și nimic mai mult. Adică bariera e clară, da? da, da. Plus că na, m a cerut, suntem împreună de atâta timp, nu de foarte mult și așa, dar nu suntem genul care să acceptăm și mai mult. Dacă înțelegeți ce vreau, vreau să, să le zic. Înțeleg foarte bine. Și uh, eu nu Concep că din, din punctul meu de vedere nu concep că ai putea să treci limita dacă tu vezi toate lucrurile astea. Când adică... a fost ultima dată când un gros, un bărbat. A trecut limita. Nu știu, eu nu țin minte Sau lucrurile. Ai simțit, uite. Pentru mine sunt irelevante lucrurile astea, adică asta e lumea în care trăim, fiecare om își încearcă cumva, își încearcă. Face propor sau nu, depinde de el. Da, ok, mergem pe vorba aia bărbatului, e să încerce. Dacă Nu neapărat. Nu, să încerce. Să ai o limită. Clar, clar. Când ai simțit că ești pe punctul de a ții și din pe și că vezi că acel individ nu se oprește? Nu te pun să dai nume. De dacă insisti acum, atunci dă-l, da? Glumesc. recent. Serios? Acum vreo două, da. trei săptămâni ceva de genul. Două, eu, da, e... Într-adevăr, eu sunt... A avut o colaborare cu cineva. Da. Nu vreau să spun nu, din nu, ce din nu, așa. Nu, nu, nici nu trebuie. Și am simțit că acea persoană deja... Trece limita. Cât, trece limita. Pentru că ea când mergea undeva singură mm -hmm. și era acea persoană, vorbeau și când pleca și o vedea că e singură, îi mai dădea un mesaj, mm -hmm. gen ce bine arăta aici, mm -hmm. așa. Și eu am văzut chestia asta și ea mi-a arătat, adică ea nu ascunde nimic de mine. Chiar nu a nimic de radicale... și normal, era. Normal, deja am văzut că trece limita, încearcă prea mult și am zis, ori îl contactez eu, ori terminăm colaborarea atât. Da, și s-a terminat colaborarea. -a la colaborarea. Da. Puteți da, să ne inviți nu. la un tenis de masă? Da, pot să ne inviți la tenis de masă. <sided> da, nu, nu e nu problemă. Ne timpul pierdut. Da, nu, eu sunt foarte... Pentru mine sunt irelevante lucrurile astea, nu mi se pare... Dar am și greșit de multe ori. Adică, poate eu credeam că e ceva mai mult, dar nu era nimic. Gen, mi-a și recunoscut cum să mă bag în relația voastră. Da, adică, da tot așa recent, că dacă se uită la podcast să nu crede că am ceva care n-a avut nimic Au fost luat. De ăsta care a trecut nu Nu, nu, de ăla care am trecut m-am luat de el și i-am spus, dar cel care credeam eu că are ceva și m-am înșelat, I-am spus și mi-a recunoscut că nu are nimic și dacă se uită la podcast, să înțeleagă că n-am nimic cu el. Așa. Sunt niște lucruri care e se întâmplă. Nu, dar e destul de cunoscut, adică îl cunoști. Colaborează cu multe... În fine! Da? Și dar nu spui acum numele, măi Cristian. Nu, no, colaborează cu multe persoane. Normal. Gata! Da, că își dă lumea seama. Dă și mie mesaj și spune cine e. Ești nu? <laughs> nu, că nu... Eu, chestiile astea... Eu, o să întâlnești vor... toată viața da, genul, a a a acesta ma, de caracter. Dar să știi că se întâmplă și, și invers, adică... Știu. Doar că eu sunt foarte... Eu te, hai, uite, mi-a dat mesajul ăsta, cum ți se pare? Eu, eu sunt foarte fascinată de emoții, de reacții, de tot ce se întâmplă ca în ființa umană, cu omul în general. Și mi se pare foarte tare cum reacționează anumite persoane. Și eu învăț de acolo din reacțiile lor sau din lucrurile pe care ei le fac. Corect. Și văd dacă mie îmi plac, le fac și eu. Dacă nu, nu le fac. Adică sunt foarte selectivă din punctul ăsta de vedere și nu stau să-mi consum energia mea pozitivă și toată energia mea pe niște lucruri banale, care chiar nu își au sensul. Pentru că asta explic și lui de fiecare dată când se întâmplă lucrurile astea, pentru că na, el zice, băi, nu e ok. Și zic, băi, nu e ok, eu cred. Dar, și înțeleg lucrurile astea, dar nu cred că trebuie să ne enervăm noi sau să stăm acum să ne facem... Să fim supărați. Să fim supărați pe chestia asta. Nu, pe voi n-ar trebui să vă afecteze nu. deloc. Nu, chiar nu, nu pentru că, că chiar caz. discutăm despre lucrurile astea și mi se pare foarte tare și asta, pentru că, uite, aici ce poate aș fi făcut eu în trecut, m-aș fi supărat și aș, aș, fi zis, bă, nu înțeleg ce e reacția asta. Dacă eu sunt pentru tine și eu mă gândesc la tine și nu am... Adică suntem loiali unul altuia și... Vă, și e frumos e când nu ai niciun secret față de... E foarte mișto, Uite, da. motiv pentru care pot să zic și eu o pățanie, dacă vreți să vă zic. Și știe că nu afla cum am primit. Iar ce bine uh -huh. că n-ai secrete. Uh -huh. Când după terminarea unei emisiuni, uh, un anume invitat, foarte cunoscut, și care știa situația mea statutul a meu, dar abia făcut muntă, adică. M-a întrebat după emisiune, uh, ce faci mai încolo? Uh -huh. Vrei să ieși? Să... Și am dat mesaj și am zis, cum să nu? Desigur. Și a spus, ok, pe la ce oră? Păi, ți să întreb soțul, mă duc până în DedeMan, Smart. după aia mă duc până la mall, după aia mergem, hai, vrei? E și soția ta care. Te Adică pe bune aveți o limită, fraților, asta chestia, e penibil, e, da. știi? Și da. contează și vârsta la care o faci, contează și locul, contează și, și cu persoana cine? cu da. care îți permis să faci asta, contextul, adică pe bune, ar trebui să, deci, rușinică. Și Depinde vorba de ta, dacă vede podcastul, să se simtă. <laughs> Chiar să se simtă. Putem să dăm detalii despre cunonia voastră, despre evenimente? Da. Zi, bebe, ce detalii avem? Tot. tot. Încă ne... Când uh, va avea loc? nu avea să loc. Uh, ba da, putem să spunem. Voiam să facem pe 1 iunie, doar că... Cristian, noi deja... Sau nu faci pe 1 aprilie, vezi? Nu, că nu, Vă Voiam să facem pe 1 iunie și deja cumva vorbisem cu oamenii de la, de la local, de la jubile, că cu ei da. facem. Uh, doar că e... mi-au schimbat programul mie. Am de avut, competiție. da, de competiție, în Franța. O mașină și zice, eu chiar mă gândeam la chestia asta și el se uita pe telefon și zice, bă, să-l întreb dacă el poate să vină la cununi. Yeah. Adică era ca și glumă să-l întreb. Da. Și el îmi spune, auzi? Și zic, ce s-a întâmplat? Zice e vreo problemă dacă sunt prin uh, cameră să zic da? Nu, 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 nici ce problemă, și -a -a, nicio problemă -a liniștit. No. Și după aia am mutat pe... Eu eram foarte, eu voiam părinte iunie, că asta îmi doream, pentru că el m-a învățat pe mine să fiu uh, copil și pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru, pentru că nu mă mai bucuram de lucrurile care se întâmplă cumva la nivelul lor la da, care trebuia da. să mă bucur. Și uh, fiind doi copii care și-au luat cumva totul în mâine și să o luăm la drum, ce așa, frumos. în doi și... Mi s-a părut foarte tare, dar. Și ați restabilit. -o. Restabilit pe 8 iunie. Cristiana a inventat, a zis povestea asta. Numărul infinitului. Infinitului. Da. da. Și a zis ok, rămâne pe 8 Fix iunie, mai puțin. Doar cu Unia Civilă? Doar cu da, Unia Civilă, cu pentru că era prea din scurt. Invitați mulți? Nu știm acum. Chiar, da, chiar, nunia, nu știm. chiar nu știm. Ar trebui luna asta, cel puțin, să facem. Ar trebui. Ar trebui, da. Ar trebui. Da. Și nu la asta facem de o Da, nu la anul. Da, asta facem de o lună. Doar că el fiind Chiar prins cu toate timp. locurile pe care le face și eu la fel, dar trebuie să ne facem timp pentru chestiile astea, pentru că sunt importante pentru amândoi. Doamne, ce frumos! Da, Emoții. Da. O să vedeți după ce le faceți, ce relaxați veți fi când o să-i auziți pe alții vorbind despre asta, știi? Și voi ziceți, ah, noi am le-am făcut gata, <laughs> da, știm cum da. e. Dar e super și bucurați-vă la maximum de absolut tot. Da, de asta vrem. Tot. Vrem să ne distrăm și oamenii care sunt alături de noi să se distreze cu noi și să se simtă bine. Că, până la urmă, este o. Pe revedere cumva cu oamenii dragi care, cu care nu ai timp să te vezi clar, tot timpul clar, și poate nu te vezi clar. de ani. Și cred că asta contează foarte mult să ne distrăm. Exact, să vă bucurați da, de tot evenimentul. Da. Îmi permis să te întreb ceva. Te rog. Dacă mama ta ar mai fi trăit, ce sfaturi crezi că ți-ar fi dat acum în perioada aceasta? Um, ok, stai că suntem și în luna femeii și mâine de este și o martie și... Doar dacă vrei uh, să-mi răspunzi. Îți răspund că nu. Este un om despre care aș vorbi zi și noapte. Este un om care cumva mie mi-a călăuzit viața și îmi în continuare pentru că e acolo sus și cu siguranță face legea pentru că așa era ea. Uh, nu cred că mi-ar fi, mi fi zis, mamă, fă cum simți tu. Pentru că tu meriți, ai muncit atât de mult. Astea erau vorbele ei. Meriți, ai muncit atât de mult, trebuie să fii fericită. Și cumva cam asta a fost dorința ei când, când a plecat, a zis să-mi doresc să fiți fericiți, să să simțiți fericirea adevărată, pentru că lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră ca și familie, cumva nu au fost unele chiar foarte bune de, de fiecare dată, pentru că s-au întâmplat divorțul, da. bla bla da. și așa mai departe. Și a fost destul de greu, dar ea chiar dacă era poate în ultima zi sau zicea ultimele vorbe, tot la copii s-a gândit și a zis, îmi doresc să fiți fericiți. Și am avut o chestie cu ea când, aveam, când era în viață și aveam magazinul ei, stăteam cu ea și ea vorbea cu toți clienții care veneau acolo și spunea, măi, mamă, mai stai și cu mine, că mama trebuie să vorbesc cu toată lumea, că uite, oamenii au probleme, poate îi ajut, poate nu știu ce. Era cu toată lumea acolo, era mama cu tuturor, împatică, da, foarte... da, foarte. Și uh, veneau mame cu fetele lor, cărora le spunea, trebuie să te măriți, trebuie să faci copil, trebuie, 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 trebuie. Și la un moment dat eu aveam vreo 23 de ani și eram singură și spun, băi mamă, dar mie niciodată nu mi-ai zis, trebuie să te măriți, trebuie să faci un copil, trebuie, hai, când îmi faci mine nepoți, hai că nu știu ce. Și ai zis... Mamă, ce să spun ție, Ai muncit atâția, ani, te dat pe bârna aia peste cap și pe paralele și pe sol. Ce să zic, să mai faci un copil? Copilărește, distrează-te, mergi, distrează-te. Ea, când veneam în canto din cantonament, când mai aveam voie uh -huh. în weekenduri, fiind la Izvorani, veneam. Uh, uh, când am mai crescut, veneam uh, dacă îmi făceam săptămâna bine antrenamentele, veneam acasă și. Uh, îi spunea lui Răzvan, fratele meu, da. îi spunea, luați-o pe asta de aici, din casă și mergeți cu ea și distrați-o. Unde vrea, la cafea, la prăjitură, la mall, și de -ă în club, oriunde. Umide, da. Da, da. Și mergeam și ieșeam și am gustat din viața asta, chiar dacă nu sunt vreo mare fană sau chestii de genul ăsta, pentru că le-am încercat la timpul lor. Și mama tot timpul a fost prietena mea cea mai bună și uh, am vorbit de fiecare dată cu ea, tot ce mi s-a părut uh, bun, aiurea sau uh, ce se întâmplă în mintea unui adolescent. Și um, cred că acum nu mi-ar fi zis absolut nimic. Cred că mi-ar fi zis de-abia aștept ziua cu cununiei să ne distrăm împreună. Pentru că era sufletul petrecerii și se distra și de asta e un pic pentru mine e un subiect destul de, mai ales că urmează și cununia și e un pas pentru mine destul de Mie mi se pare mișto ce se întâmplă, dar uh, mi se pare și wow așa că se întâmplă, știi? Și um, îmi pare rău că ea nu o să fie alături de noi, dar Cristiana a zis că o să aibă loc cu ei și uh, acolo rezervat și cu siguranță va fi alături de noi și sunt sigură de asta. Simți asta? Ai simțit uh, până acum? Crezi în lucrul ăsta? Da, asta? cred, cred foarte mult în lucrul ăsta, cred că sufletul ei încă este alături de noi și ne veghează de acolo de unde este, pentru că simt în anumite situații, cât și văd anumite semne pe care poate sunt semne de la divinitate, de la ea, de cred în asta și uh, îmi place liniștea pe care o am eu în momentul în care mă gândesc că este de la ea. Și doar tu poți să simți asta da. și să înțelegi nimeni altcineva. Da, exact. Da, e foarte mișto când mergem la, la cimitir la mama împreună și mai fac eu unele chestii, mai zic lui Cristian, băi, nu bine acolo, băi, și și zice, doamna Adriana, mai spuneți l asta să tacă, să nu mai zică nimic. Mi se pare foarte mișto și mi s-a părut foarte mișto ce mi-a zis el după ce m-a cerut că a vorbit cu mama și i-a cerut acordul gen să o facă. Mi, -mi se pare tare asta. La acel moment, când nu mă ce întrebare, să pun, pentru că m-ați emoționat. <laughs> da, e era un om cu surprize, așa, în general. Și avea niște... Indiferent că era tristă sau nu, chiar am pus azi de dimineață, am pus ceva cu ea, că era frumoasă prin modul ei de a fi și prin uh -huh. sufletul ei și prin gândirea ei. Nu era ca un fotomodel din punct de vedere fizic, dar uh, sufletul ei și cum era ea ca și pachet ca om, era genială. Nu că, era, nu că a fost mama mea, dar era un om genial. Toată lumea N nu știu uh, dacă pot să exprim pe cuvinte în momentul în care, na, eram la privei și așa a, a, foarte multă lume a venit adică efectiv nu mă așteptam oameni din alte orașe sau uh, prietenele din alte țări să vină și să să-și a rămas bun, mi s-a părut genial cât de iubit a fost femeia asta, adică a fost tare Sunt rău Sunt sigură că mulți au venit pentru mama ta mulți au venit și pentru și tine pentru mine, a da. fi ție alături Da, da cu siguranță Cu ce ai rămas din copilăria ta? Din copilăria mea? Au fost și lucruri care ți-au lăsat niște răni, niște traume? Au fost lucruri care te-au împins să mergi mai departe, să devii omul de astăzi? Sunt mai mult amintiri frumoase sau mai mult dureroase? Sunt genul de om care stochează doar momentele plăcute uh, din viața mea uh, pentru că îmi place să mă orientez după asta și să merg înainte să-mi dea un aplomb așa în momentul în care poate simt eu că nu sunt pregătită pentru anumite da. lucruri. Um, am momente faine, am momente când uh, m-am urcat prima dată pe rolele și mama mi-a zis nu te ajută te descurci uh, și trebuia să mă țin de gar și să mă dau pe role și pe am început să mă dau pe uh, strada din fața blocului unde stăteam uh, cu familia uh, și mă vântam așa, pe era un pic așa în, în deal sau nu știu cum să zic așa. Da, da. Și mă deam și mama era super mândră. Uh, momentele de din familie pe care le petreceam în fiecare duminică mâncând ori acasă, ori în oraș cu toții și ne alegeam ce voiam noi, iar când venea desertul, eu nu știam ce să aleg, iar mama comandat tot, toate felurile de desert. Așa fac și eu. Da, așa face și Cristian, deci fix chestia Tradiția asta. Oare, merge da? mai departe, se da, pare. Da, fără dar fără, da, să îi zic, fără să zic. Da, exact. Fără să-i zic absolut nimic despre lucrul ăsta, el îi spun, mi-ar plăcea și asta, mi-ar plăcea și asta. Eu, când da. o văd că se uită mai mult de două secunde la ceva, îi zic, nu, asta trebuie să iau, <laughs> sigur. cu, toate că nu, cu toate că e o risipă câteodată, cei drept recunoaștem. Puneți la pachet, întotdeauna se va mânca. Da, așa, da, așa e, așa asta facem. face. Și dacă nu mâncăm, Punem da, la pachet și dăm Da, dăm cuiva brav, da. Brav. de fiecare Lui nu-mi place să arunce mâncarea, nici eu nu sunt nici pentru, orice. dar na, se întâmplă câteodată și uh, el zice, hai să punem la pachet și găsim pe cineva pe stradă. Și exact. se întâmplă că în momentul în care facem chestia asta chiar cineva să fie într-un loc uh -huh. și să uh -huh. îi dăm omului respectiv și chiar să fie mulțumit de acest lucru. Că mulți da, vor bani sau chestii. Și dacă de genul, sunt da, obligați da. să arunc mâncarea, o lasă adică, lângă da, cu noi. O las lângă <laughs> sau îi dau, dacă sunt cu cineva îi dau, poți să o arunci tu, sau... Așa, eu nu pot să arunc, orice ar fi, eu nu pot să dar arunc. Și eu am mâncare. sentimentul ăsta foarte, nu știu, nu, nu, nu pot, am impresia că... Nici guma nu pot să arunc pe stradă, absolut nimic nu pot să fac. Mă gândesc la animale, mă gândesc la tot. Chiar Acum e. înțelegi de ce am spus Chiar că nu știu e. dacă ești pregătită să-l iubesc exact cât merită? Pentru că e el, adică e așa nu știu, bun, așa, e și tare pe poziții, dar e Blând, și nu e teamă să spună chestiile astea Asta a și tu ai și tu ai s-a s Da, dar eu am momente și când da, am momente când a s-a 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 ai a ai a și tu ai a s-a 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 o a s-a s-a Ați merge într-o emisiune despre tip concurs împreună? Da. Da. Chiar, uh... Chiar vorbeam despre lucrul ăsta ne la la Power Couple. La Power Couple. <laughs> nu, nu știi, de acasă e foarte simplu, exact cum Bă. a fost și la America Express. E foarte da. simplu. Băi, făceam și eu, dar, dar acolo e, e ceva. Crezi adică, că făceai echipă bună cu el la S express uh, Posibil, da, pentru că eu sunt amiabilă cu oamenii și mă împrietenesc cu ei, dar el e de două ori mai bun decât mine pe chestia asta și cu siguranță aș fi avut știe ce se întrebe, știe să intre în vor... despre orice vă vorbește. Vă completați oricum da. până la urmă. da. E și rațional și câteodată... Da, mi-ar plăcea să vă văd, da. A, mulțumim. Chiar și nouă ne-ar plăcea să vedem cum reacționăm. <laughs> El când face mișto de mine și eu mă inervez. La power couple, cred. Da, și chiar e, e tare. Toate... Hai să începem așa, cu o primă probă. V-a dat ceva probă până acum vreodată? Mm. Nu, totul mm. se întâmplă aici. Și la final să-mi spuneți dacă a meritat, apropo de, de podcasturi. Uh, o să avem un set de întrebări și vedem dacă răspundeți la fel sau nu. Dacă răspundeți la fel, o să primiți un premiu foarte mare, în valoare oh. de 100.000 de, de euro. Mm. Dacă nu veți răspunde la fel, se va întâmpla ceva din nefericire, foarte... Trist, bineînțeles. O să plângem la final. O să plângem da? de fericire. Începem? <laughs> da. Hai. Pregătiți? Pregătiți. Premiul este pregătit, okay. dar și pedepsa de asemenea. Pregăti. Da, este premiul foarte aproape. O să-mi aducă asistenta mea imediat. Asistentul, asistenții, întreaga echipă. Avem aici echipă foarte mare. Începem cu prima întrebare, da? Da. În trei, doi, și nu vă uitați unul la altul, nu, nu copiați. Nu. Unu. Unde v-ați văzut prima dată? <tioș> <tioșa> <gaczy donc> <tioșa> <tioșa> stradă în București stradă în București <laughs> Lângă, lângă bloc. bloc Lângă blocul cui? Al lui Al tău, bun Poți să pui deoparte întrebarea Sau să arunci pe jos Ne-am completat Fiți atenți A, Păi okay. da, bebe, pe be, acolo, pe stradă Nu știu cum se numea Bine, bine, dar Cu ce era el, cu ce era ea îmbrăcată? Ah. Eu uite-i, ea, da? da? Tu trebuie să da. scrii despre ea Da. E da. scris foarte bine Eu eram îmbrăcat tip. Ia, 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 fiți atenție Deci uita, cât scrie ea și cât scrie el? Punct, gata <gătri> Cristian a scris ca Larisa era îmbrăcată într-un da. training Iar Larisa a scris așa Blugi, tricou, tricou vestă Plus mirosea parfum mult. Nici n-am întrebat-o a ce mirosea Nici nu puteam să-mi permit asta Deci nu, <laughs> nu, că era ceva Mi-a stat patru ore de vorbă da. în ziua respectivă, în mașină Și mirosea Efectiv numai el, când am plecat Mirosea mașina mea a el Era strategie soros, ai seama da. ce Era și parfum, nu. De-abia venisem de -abia veni la concurs. Nu. No. Da, l-am luat din aeroport. Frumoasă, yeah. e. Asta trebuie să-l folosesc. Cum poți? <laughs> da. Cine a spus primul te iubesc? Am înțeles, Larisa, nu mai trebuie. Eu, clar. Cristian a spus primul Dar te am iubesc. Dar am simțit amândoi deodată, să știi. Dar ai a avut o reținere, asta? să o spui. Nu am avut o reținere. Bine, poate, dar am zis că e și foarte devreme, însă căutam un moment special și tocmai l-am găsit pentru că l-am făcut să zâmbească. El mi-a zis dinainte acasă și eu am zis, băi, el a zis, eu suntem așa și face, nu, nu spune dacă nu simți. Și eram în cap, sim, dar nu vreau să zic. Și Zi tu primul. Nu, nu, de asta, nu, că n-am treabă cu chestia asta, doar că voiam așa să fie special. Și era la sală la concurs chiar după campionatul național, a doua zi, sau a treia zi, după concurs, era foarte obosit și a pierdut, era foarte supărat pentru că era obosit rău de tot și zic, bă, organizați pentru seara să mergem undeva, da. să-i spun să nu știu ce, că simt pentru el, că bla-bla. Cu toate că eu nu fuc în chestia asta până în momentul respectiv foarte amplu, mm -hmm. așa. Și la un moment, așa, brațe și am zis că ai pierdut, că ai câștigat, eu tot te iubesc. Mm? Și s-a uitat așa la mine și cu ochii lui, așa, albaștri. Și... Da, ceva tare. Da, da, da. Ce frumos. o <coughs> încep asta. Cel mai mult îi place la mine puncte, puncte, puncte. A, <laughs> ah, eu trebuie La mine? Eu da. trebuie scriu ce-i place ei? Da. I-am da. dat tip zi de mai pe da. bune. mai a zis cum să. Da. mi place fața mea, nu știu. Și ți ți ochii lui? Da, mi-e -mi pla ochii lui. Așa tot cum e el ca pachet, e... <laughs> e țiplă. Dar el zice tot timpul că am așa o fățucă, <laughs> drăguță, nu știu. Căpilaș. Bine, dar fiți atenți Și să nu spuneți că nu există că... Dar nu suportă atunci când eu E la mine, da? Uh -huh. Și tu la tine Eu ce nu suport la tine? Uh -huh. tu, stai, eu pun Dar nu suportă partenerul atunci când eu Habar n-am, îți lași osetele Îți lași uh, Fire de păr prin baie uh, <laughs> știi, 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 ce <laughs> știi la ce m-am gândit? Știi la ce m-am gândit? Cât scrie la Risofiane Gamusa, uite, cât te nu suportă! Nu. Cât te nu suporti tu? Tu la mine. Da. Fac, că eu nu prea fac lucruri ca pe care să nu le suporte. <laughs> scrie! <laughs> nu, no, scrie așa. Da. Așa faci? Da. Ah, stai. De care fiecare dată face Cristian. Sunt întoarșit. Aha. Uh -huh. Ce iubitule, ce no, chestii, ce... Ești Cristian. Nici Christian. Un iubit, nici bebe, nimic. Nici Cristian. Las hainele la bani. Când se enervează din lucruri banale sau când întârzi. Nu ești punctuală? Ok, am înțeles. Și mie când lași la baie. Da. Mi-e greu după viață, cu toate că toată lumea ar spune, adică lumea ar spune că un sportiv este punctual, punctual și da. după strictețea și ordinea pe care, și disciplina pe care a avut o în viața lui, măi, mie nu-mi place să fiu la program. E aglomerat în București. Uh, în nu simplu. neapărat, dar în ultima secundă găsesc foarte multe lucruri de făcut. Să mai dormi, de exemplu. Da, dar nu, din cauza asta nu întârzi nu niciodată dacă dorm, dacă nu știu dar... Uh, el zice, hai, plecăm la munte Să nu trecem fa? peste problema lui, azi că lasă hainele în baie De ce deci lăsați cu toți las hainele în baie? Da, de ce lăsați cu toți? Ce? Care, e, care e problema? De unde? Cum? Ce? Aveți dressing în baie? Știu eu, știu eu Se gândește la faptul și are uh, uh, liniștea psihică și sufletească Vine aia și le ia pe toate Aha. în urma mea Până nu o să le mai ia da. Pe, păi eu asta-i fac <laughs> <laughs> Aoleu, fiți în aici dacă ar trebui să alegi între 2 milioane de euro Și să nu vă vedeți un an Deci nu vă vedeți un an Dar vă dau 2 milioane de euro, da? Și nu vă vedeți, dar mai vorbiți da. Dar nu vă vedeți Sau să fiți împreună mereu da. În schimb să vi tot ce aveți acum Tot da. Ce ați alege? alege? Vi tot Și plovorul de pe tine Și A doua variantă eu Scuze tu poți să prima pe bale. tu alegi banii, ei banii și după aia eu aleg prima pe ea. Nu mă interesează. Dar o să fiți săraci? Nu contează. Sărăchii, Săraci, Eu am început de la zero. Corect. Când am cunoscut. Și eu am început de la zero cu el. Bine, eram așa cât de cât, dar aveam foarte multe La mine nu era așa, înainte să o cunosc. Și s-a schimbat. Putem să facem lucruri împreună încât să... Adică contează foarte mult să fii cu omul potrivit lângă tine, chiar dacă nu ai nimic și te simți bine că mănânci, nu știu ce să zic, pâine, goală cu nu știu ce sau... Croasante. Sau croasante, indiferent. Cred că contează foarte mult... Uh... Puterea și iubirea pe care o ai în, în relația respectivă, și uh, cât de mult vă simulați voi doi pe, unul pe altul gen. Mama, chiar poți să ai uh, foarte mulți bani și, și să, chiar fericit, să nu fi fericit. Exact. Aici. Adică eu am, eu am avut foarte multe exemple de genul și. Nu. Știi că mai sunt ironii din astea mai bine în Dubai, plâng și nu sunt fericite decât acasă, fericită, dar nu e așa. Pentru că exact cum a zis Cristian, când ai liniște acasă, poți să faci foarte multe lucruri. Și lucrurile mici te fac fericit. O piscină mică, o mașină mică, o vilă mică. Un elicopter mic. Dacă l-aș prinde sau aș prinde o cămară în Puncte, puncte, puncte. Să nu vă uitați unul Puteți să scrieți orice, să știți. Nu vă judec. Sunt două cuvinte pe care le-ați scris. <laughs> Primul cuvânt e la. <laughs> care crezi că e al doilea? Zi, zi, scrie ce ai deschis no. acolo. Zi că tu, 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 tu zici bine ce ai zis, că așa ești tu, zi. Zi, zi. Hai, nu mă nebui. <laughs> pe cuvântul tău că scrie asta. Tocmai ce asta. ai zis că te-a luat de la carantină? <laughs> scrie, scrie. <laughs> Îți mai dau o foaie? Nu, no, na. Poți să scrii pe mai multe Zi de foaie. de mai multe ori. Eu Vezi ceri... că și ea a fost sinceră cu ce Vezi a scris. Că am fost sinceră. Primul cuvânt e la. Habar n-ai ce e care al doilea cuvânt. nu strece prin cap. Păi dacă mă arânc la... Înșela... Da, dar nu scrie, nu. Scrie, nu nu, nu. Prim... Pe, nu spune. <coughs> <coughs> Ferească, dumne... Ah. Du-te, mă, de aici. Da. Adică? Că i-ar plăcea altceva, gen. Adică... și ce faci? Păi nu zis. Hai zi ce faci, ce faci, ce faci. Chiar sunt curioasă ce faci. Hai, bebe, Tot cu la scris, primul cuvânt e la. Scrie pe, pe cealaltă pagină. La? Deci trebuie două foi dacă ne înșel ca să știi. Nu se la asta, că eu dacă Doamne, am fereste. vorbit clar din prima, dacă se întâmplă să simțim, să nu mai simțim lucruri pe unul pentru celălalt, unul față de celălalt, să ne spunem sincer, să ne strângem mâna ca doi prieteni și să plecăm pe drumurile noastre separate. Ok. deci, așa Aș, deci. aș accepta că nu sunt ce trebuie? Ce trebuie? Bine, e la mișto. Așa. Deci aș accepta -aș că dezmembrat. nu... <laughs> aș accepta că nu sunt ce trebuie la mișto și l-ai dezmembrat. A da. Ai merge mai departe? Ai putea să o ierți? Uh, nu cred. Nu. Depinde. <laughs> așa să da. Nu se va întâmpla că... Dacă s-ar întâmpla asta, înseamnă că, nu știu, e vina mea. E din vina mea. Că nu... Păi, dar nu fi a ei. Logic. <grijinilor> dacă nu ce, e nici la ce power! am pe Iată ce. Stai, stai, stai. Care crezi că e al doilea cuvânt? Primul e la. O nu <grijinilor> Dar de ce să-mi. De ce? Să-și murdărească mâinile. Nu. De ce să-mi consum energia Corect. mea? Pentru chestia asta. Când poți foarte simplu să-i spui? La revedere! La revedere! <grijinilor> Mi mie mi s-a întâmplat o chestie asta și am zis la revedere din prima, adică... N-ai acceptat. Niciodată. Deci la resta a fost înșelată. Au, oh, bam, bam, bam. Se întâmplă, nu ai ce să... Și acum când și când ce nu, ce nu, 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 nu. Nu ești la merita podcast, nu ești la, așa cum acum ar fi să zic, nu ești la... Da, am înțeles. <hânt> da. Um... <laughs> De praf, fix asta, zice el tot timpul. <laughs> Sau și cum ai vorba aia? Morților li se ce? orice. Scuze, am fost da, prea... Nu. Deci, da, da. Deci dacă ai făcut asta, ești pa, pe genul da. ăsta, știi? Um, arată poza cu numărul 11 de jos în sus. Din telefon. De la ultima... Fi doar din anul meu. Hai că-l arăt și pe al meu. Dar la mine e cu copilul, sigur. 11? Da. <laughs> de la mine e cu iaurtul pe care trebuie să-l cumpăr ăsta mic. Ok. Poți să Da, pot să Da, da pot să arăt. Deci. Mie zece, e bine. 10. Eu, asta. You are old, babe. So oh, solid gold. Oh. Am salvat de pe Instagram și am e Cristian. Ce tare! Da. Ah, ce mesaj! Da. Your gold. <laughs> ce okay. e cu... Da, e ce e cu scuterul? ce e cu scuterul? Ai A, ceva să ne spui? Am afacere în București de închiriere, scutere pentru livratori și bine, și pentru turiști, așa. A meritat întrebarea asta. Da. Ei, uite. Foarte tare. Nu, nu știu. E, asta e afacerea mea. Înainte să o cunosc, da. eu aveam în cap să o încep, dar nu aveam, nu aveam încredere, nu știu, Până -a zis Apropo ea, de încrederea pe care da, dat-o după aceea, da. Am întrebat-o, crezi că ar merge afacerea asta? Eu am avut-o în trecut, așa, și am vrut să mă extind, dar nu știam dacă se merită sau nu. Și ea mi-a zis, dacă tu simți, fă ce simți tu, gen. Da, dacă simți da. să faci asta, faci asta. Și un secundă aia m-am dus și mi-am cumpărat 15 scutere. Și merge. Treaba. Da. Acum am ajuns la un număr foarte mare. Adică pe București cred că și eu voiam să-ți dau de euro și ești milionar. Nu. Păi stai că nu... Momentan nu sunt. Nu. Stai așa că... Financiar premiu. Financiar. Financiar, mă, Și miliardar. Și explicăm puțin a, mesajul. l ai trimis lui? I l am trimis lui, da, zi dimineața. Eu văd tot felul de... Bine, pentru că urmăresc tot felul de pagini pe Instagram, pe rețelele da. de socializare și mă inspir din astfel de... Se întâmplă ca în momentele bune, mai puțin bune, să am mesaje de genul să vină mesaje de genul să le citesc și Universul da, cred uh, și cumva îmi dau așa o o stimulare a creierului și da. mi-a plăcut foarte tare pentru că el când ne-am cunoscut nu a crezut deloc în el nu, nu era sigur că este un bărbat ok, nu era sigur că poate să facă tot ceea ce poate să facă de fapt Mm. nu am avut susținerea necesară și era așa timorat era... adică eu când l-am văzut pe Cristian l-am văzut așa un un bărbat foarte timorat știi? și cu toate că am văzut mai, mai mult decât ceea ce vedeam mi s-a părut foarte mișto Pentru că el este un, chiar un, un om foarte fain Și este bun Exact așa cum Bun din punct de vedere uh, Spiritual da. da Tot ce el ca pachet În general ca om Ești full option Da Ești tot ce trebuie pentru mine Da exact Și mi s-a părut foarte tare El e de aur Pentru că e chiar uh, E medalia pe care eu aș vrut să o câștig în viață Ah, ce frumos ai auzit ce a zis? Da. Să vă arăt poza mea de profil pe WhatsApp. Da. E, e genială. Deci... Vai cât de tare e! Da. Și cât de frumoasă e. Ai găsit-o așa, rândăm sau... Rândăm. Stai ai, -ai să arătăm. Stai să arătăm. Arată aici? Pot să aici? Pot, da. Deci este un el care, care de... o cere în so de soție pe ea. Ok, blond. Și ea este îmbrăcată în roche de mireasă. Și are o medalie, nu? La gât. Da. da. Cât de tare! Foarte tare. Deci nimic nu este întâmplător. Da, nu A este. Bun. Uh, nu mai avem. Mai avem o întrebare, două, așa. Dacă vom avea o fetiță, se va numi? Dacă vom avea un băiețel, se va numi? Dacă v-ați gândit la asta. Dacă nu v-ați gândit, nu scrieți. Păi ne dorim să avem. A, tu scrieți numele și poate cine știe. că da, poate ne nimerim da. ce să facem. Eu nu știu sigur. Da. Hai, scrie direct, am dat să mă de fata <laughs> Și mi-e -mi place, da? Foarte drăguț. Apoi și la băiat. La băiat te... A, hai zis, scrie! <laughs> nu știu, la, la, băiat chiar nu știu. De, deci pentru iată, că noi, eu... El n-are inspirație la fata tu n-ai inspirație la, la, băiat? la băiat. Nu. Oh, no, <coughs> scrie la băiat atunci. Ok, Scrie că că poate... Exact. Tu l-ai ales la fată și tu l-ai ales la băiat. Mm. <laughs> De bine <mi -am> <laughs> <laughs> Stai că zic. Nu știu, mie îmi place și Tiago. Cum? Şi, şi Tiago. Mie, deci fix asta am vrut să scriu. Am să Nu, Tiago, da, la băiat, ce da. tare! Tiago, da. Ce-ai scris, Tiago? Nu, ai scris? Nu, am vrut să scriu. Ce-ai scris? Da? Am scris la fată, Larisa, uh, Anastasia Larisa. ah ce drăguț! Maia. Maia. Da. Așa? Sau da. Sau cu y? Nu, normal. Românește okay. vorbind. Românește. Păi, să da domnul să aveți o Anastasia, o Maia și un Tiago. Îi avem am deja în familie. Scrie. da Da? da. Da. Ai voștri, înțelegi ce zic. Ah, okay. da. da, eu, eu nu m-am gândit la băiat pentru că eu chiar îmi doresc fetițe. I-am zis din prima, îmi doresc fetițe să iau... se Și dacă eu zic, dacă dorești fata, fata ce are. ce vorbești? nu se gata, nu. Um, noroc, sănătate. sănătate. Când ai mințit o ultima oară, când ai mințit ultima oară? O păcăre gen... așa. Unde ești? La pâine și de fapt ești la înghețată. <laughs> sau sunt la meci, de fapt sunt în club, adică da, să ne vinovate. A, din asta o rupte. Așa. așa, și frumoase. Te scrie direct, nu mai... Mie îmi place așa, ca să înțeleagă. Așa. <coughs> El, perioada Crăciun 1-a 2024, eu nu mint. m am mințit non-stop în perioada de Crăciun 1-a 2024. a 2024. Aaaa, Când te-a cerut. Da, non-stop. Da, da, am no, avut nevoie stop. de o săptămână să organizez tot. Non-stop m am mințit, iar eu nu mint. Deci minciun de asta urâte niciodată Minciun frumoase mereu Da, Măi, mereu Mă, mă într-un într, într stres de dimineață De când mă trezesc până seara Până mă pun să dorm Efectiv îmi spune zic, Cristian, când pleci la concurs? sâmbătă. sâmbătă Și când te întorci? Miercuri Zic bine, pe a doua zi Bebe, când vii? când te întorci de la concurs? Sau când pleci la concurs? vineri plec și mă întorc duminică Pe mai de ieri îmi spunea altceva. Aha. Asta sunt cumva joculețe, vrei să ceva să... Sau care... Ei se pare fan se pare lui. Îi fac surprize, nu <laughs> Ia fă și tu așa, azi cât de fan e. Dar chiar e. înainte să o cer, așa. am avut nevoie de o săptămână și nu mai știam ce minciuni să mai bag. Nu mai știam. Ce, am am era... ajuns, am minciuni. după... Nu merge nimic, nu știu ce, ce se întâmplă. Am ajuns după trei zile, gen a intrat într-o depresie din asta, ce faci, ce tot pleci, adică nu, nu mai îmi spui nimic, nu mai ai De încredere tine. în mine, nu mai nu îmi spui absolut nimic. Și am zis, crede-mă că tot ce fac este pentru binele nostru și o să-ți placă. Da, Ți-am zis altfel, da. nu? Ideea e că era perioada Crăciunului, iar eu de Crăciun stăteam cu familia și eram cu mama, cu tata și așa. Da. Este o perioadă pentru mine foarte frumoasă și de asemenea de când e Cristian în viața mea și având în vedere că am avut primul Crăciun împreună, a fost foarte frumos, chiar dacă în anumite zile a fost plecat de acasă, cu un motiv întemeiat. Da. Eu eram așa foarte emotivă, foarte... plângeam din orice... Eram, pentru că dacă nu Plâng și nu dau afară emoțiile respective, intru într-o stare destul de. Așa, mm -hmm, ciudată mm -hmm. a mea, și trebuie să mă recuperez după. Dar îmi revin repede, însă, eram așa, zic. La un moment dat, zic, mai trebuie să aflu ce pot să folosesc eu și cum pot să folosesc eu avantajele pe care eu le am ca de la el să scot tot. Și am început, bineînțeles, tot ce am vrut. Dar nu am putem zis. să ne abținem noi da, noi despre vorba. Și după aia când mi-a zis chestia te. asta, da, am plâns într-adevăr și i-am zis, bă, tu nu mai vrei să mai vorbești cu mine, nu mai nu știu ce. Și a zis, când mi-a zis, crede-mă că o să fie ceva frumos pentru noi, a zis, mă, las, poate face el o surpriză, da, după aia mi-am dat seama că tot el îl mai sunam cu cameră, mai nu știu ce, ca să aflu și eu, normal. <laughs> Stai nici să că eu... Eu, eu înțeleg perfect. Și al meu era foarte stresată în ultimele, nu știu, două, 3 săptămâni. Îl vedeam că se uită în gol și înainte cu o seară să mă ceară, habar n-aveam, m-am uitat la el foarte sincer și l-am întrebat. dar spune dacă ai pe alta, că nu e. spune Hai, spune bun. Ai ceva? Ți se întâmplă? Doamne, cum poți să te gândești la așa ceva? Nu, tu nu mai ești cine erai. Te rog frumos, avem o discuție. Serios? Da. Tu nu mai întrebat. La un moment dat l-am întrebat și eu ca nu, adică fierbeam efectiv, nu mai puteam. Dar și eu eram, nu. eram așa și zic, bă, tu chiar ești cu altcineva, ce se întâmplă că nu-mi răspunzi la telefon? Deci vedeți ce surpriză mai face și cum cereți pe cineva, că nu. Da. Care este mâncarea ei preferată, care e mâncarea lui preferată? pastele mele și sushi. Da. E? Da? da. Ador sushi și, și se eu. Și ți plac pastele mele sau nu? Foarte Zic mult. Zic că scriu altceva. <laughs> <laughs> și descrie... Chiar, gătește foarte bine. Gătește? Da. Ea mi zis de la început că ea nu prea gătește și iubește ori să mannci în oraș, ori să dea comandă. Îmi place să mi petrec timpul cu el, îmi place să da. petrec timpul să stai în el, da. da. Doar că, până în ultima perioadă, am zis hai să mai gătim și noi să mai facem chestii și da știu să gătesc, că n-am, am învățat sa mama. Acum gati sa mai gati sa mai gati sa mai da, și să văd Ca, i am să fac cu I-am spus, eu îl iau, îl iau pe cel mai bun. A da, da, face toți banii, mă rog. Da, eu vreau, să, așa, da, nu? Eu păi vreau să mănânc sănătos. <laughs> <laughs> da, e iubirea mea, da. Și de atunci, în fiecare seară. Și mâncați, merge Da, o. și da. mult mai rapid, adică mergem. Bine, la magazin. mâncăm și în oraș, că e bă, ce m-am gândit eu, îi zic, bai, o să-i placă mâncarea mea, îi gătesc, ok, îi gătesc, dar o să-i placă prea mult mâncarea mea și nu o să mai vrea să mai mergem în oraș. Așa zic, tu vezi cum îl obișnuiești? E așa. Când mâncăm acasă, din aparatul ăla, da. mâncăm legume cu da. așa, gen, da, da. da, da, dar mi-e și mie foame de carne, vreau Corect. și eu dar vești, vreau fac, și dar face și, de ce e nu recunoști, nu, că îi fac și, i-am făcut ultima dată și pui cu sos roșu și cu toate, îl comanda, să dai seama, și l-a pus în tavă, da, <laughs> nu, jur, chiar că... <laughs> no, <l> am făcut, <laughs> m-a <Am făcut. laughs> învățat și bunica lui, știu și de la mama și da. da, așa, mai mergem așa mai în viste, ba la părinții lui, ba la ai mei, la fratele și la cumnată mea, vizitele. Da, doamne, ăștia de Crăciunul ăsta pe noi. <laughs> am păcălit fiecare masă de crăciun, ăsta, am fost ba la naș, ba la nu ce, da, Aveți prieteni mulți? Câțiva. Uh, prieteni... Uh, uh, prieteni sunt familie. Da. Uh, dar amici și Cunoștințe, da, sunt Dar prieteni în afara familiei Eu am o singură prietenă foarte bună Cu care, da, într-adevăr vorbesc uh, Absolut și știe A trecut și ea prin foarte multe și da. eu la fel și așa uh, Tot uh, fost o gimnastă? Da, 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 fost ah, o okay. gimnastă Nu sunt în, în țară uh, Și cu ea comunic foarte Comunicăm destul de răruți Pentru că Dar știi că e acolo Da, e fusora, e... dar știu că mă pot baza pe ea Și dumneavoastră? Doi băieți. Doi băieți. Deci, aveți, dar. Avem, să da. exact. Fratele meu și încă un băiat. Ce frumos. Uh, și ar trebui eu uh, să descrieți această întâlnire într-un cuvânt. Întâlnirea această întâlnire? A noastră, da. A noastră. A noastră a tuturor. A tuturor celor care se află în această încăpere. Sau să spuneți, așa, în două cuvinte sau o poezie. Pe, nu să eu nu mă uit. <laughs> ah. Eu plec un pic, mă duc să aduc premiul funcție de... Dar nu te uita, Eu hai. sunt foarte curioasă. E nici eu nu mă uit. Și... Te-am văzut. Te-am văzut. Gata. A meritat 101% și super fan vă da -da -da. mulțumesc simt. tare mult! Chiar v-a plăcut, nu? Chiar da, foarte chiar mult! Foarte eu aveam foarte mare emoții înainte. Știu, dar... și eu am mereu emoții înainte de fiecare podcast, dar uh, slavă celor că există oameni ca voi și ca invitații mei pe care mi-i aleg cu așa mare atenție, pentru că dacă simt că nu rezonești așa, văd de treaba mea. Dar nu prea s-a întâmplat acest lucru și, de fapt, nu s-a întâmplat niciodată. Uh, și, cum spuneam și la începutul podcastului, sunt recunoscătoare. N-am mai vorbit până acum, nu mi-am Am vorbit la evenimente, dar nu cred că am avut ocazia până acum, nu? În emisiune. Vă mulțumesc din tot sufletul. Sunteți chiar minunați din suflet, vă spun, și sper ca peste ani, când nu mai revedea la emisiune, că de văzut nu mai vedea și noi la evenimente sau așa, dar cine știe, poate tot așa în formula asta, și cu niște pitici, cu Anastasia, și cu Maia, și cu Tiago, să fiți la fel. Să nu vă schimbați. Da. Așa să rămâneți autentici. Uh, și să vedem cât mai multe cupluri de genul acesta. Și, doamnelor, domnilor, premiul de 100.000 de, de euro pentru că merită din plin, uh, au fost eliminate toate celelalte 10 uh. cupluri și finaliștii au rămas doar ei. Larisa și uh, Cristian, 100.000 de, mii wow. de Mulțumim, euro. Emoțumim. Ce o să faceți cu acești bani? Îi dau Larisa. <laughs> <știu>? Larisa, ce vei <laughs> <ce laughs> face cu acești bani? În primul rând... Vrei să mulțumesc și tu. vreau să mulțumesc tuturor celor oamenilor și celor care uh, ne-au ajutat și ne-au susținut în câștigarea acestui premiu pentru că e, a fost o ceva acolo presiune, dar o emoție totodată senzațională și ne-a ajut, ne ajutat și ne-a împins către acest premiu. Ne bucurăm, suntem mândri de el. Vă mulțumim vouă organizatorilor și tuturor care Au, Sunteți pregătiți acum de Power Couple? Nu știm dacă suntem pregătiți, dar... Da. Acest o să-l vadă Dani Oțil, de aceea uh, vă întreb. Chiar ne-am întâlnit cu Dani! <laughs> <laughs> și am zis că dacă e Dani acolo, mergem. Eu știu pe Dani de foarte mică, când juca încă de când... cu fratele meu când făcea fotbal. Și uh, când mă vede ce mai ții minte când veneai la meciurile noastre și te vedeam când te dădeai așa peste cap, și am. Tu o să ajungi mare. <laughs> și zic, da, Dani, așa ai zis? Zic, bravo, ai avut gura aurită. E, să știi că avem ceva în comun, Daniu Oțilă o a fost mentorul meu Serios? și a fost cam primul om din televiziune care a avut încredere în mine. Deci, o pun și pasă pe pe TikTok, ca să vadă. <laughs> Vă Aor. mulțumesc din suflet. Și ne mulțumim. Uh, da. Ați merita premiul de Power Capol, așa că felicitări! Să mergeți mai departe! Și ce să zic? Să aveți viață lungă, frumoasă, fericită, -ă, succes la mulțumesc, mulțumesc. tenis, succesie cu piticii tăi frumoși și să ne revedem cu bine! A meritat? A meritat. A meritat. Vă mulțumesc are mult. Lăsați multe, multe, multe comentarii, like-uri, subscribe. Dați și voi un subscribe și un like la meritat. Și uh, răspândiți acest podcast să vadă cât mai multe persoane. Și cupluri în mod special. Vă pupăm. Seară bună!